Are acum cuvântul. Thank you, Mr. President. Doresc să-mi exprim dezacordul total față de populismele ieftine exprimate de câțiva politicieni, în special din Marea Britanie, față de imigrarea, în special din țările din sud-estul Uniunii Europene. Într-o perioadă caracterizată de criză economică și financiară, cred că eforturile noastre ar trebui focusate spre a găsi soluții pentru rezolvarea crizei economice și financiare și nu pentru a provoca scandaluri cu tentă rasistă și naționalistă. Doresc să recomand distinșilor politicieni câteva studii empirice elaborate de distinși cercetători și profesori în economie din Marea Britanie, precum Dustman, Frattini, Preston și alții, care arată clar că imigranții nu afectează în mod negativ piața muncii, au o contribuție importantă la produsul intern brut al statelor gazdă și, cel mai important lucru, acești imigranți din Europa de Est au o rată a șomajului mai mică decât cea a localnicilor, ceea ce denotă faptul că aceștia au migrat numai pentru a munci și nu pentru a beneficia de ajutoarele sociale. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Și acum domnul Tănăsescu. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul conferinței găzduite de Comisia Europeană pe tema reaprovizionării Fondului Global de luptă împotriva HIV, SIDA, tuberculozei și malariei pentru 2014-2016, s-a indicat necesitatea 15